Mara Mureșenii cu dosare de pensie de boală, care ar fi trebuit să ajungă în această perioadă în fața specialiștilor pentru reevaluarea stării de sănătate și a dosarelor, nu trebuie să se panicheze. Va fi posibil asta luna viitoare după ridicarea unei părți a restricțiilor impuse de pandemie de coronavirus. După jumătatea lunii mai, pensionarii vor fi anunțați asupra datei la care vor fi programați pentru reevaluare. Activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate a fost și este încă suspendată pe toată perioada în care există stare de urgență. Toți cei care trebuiau să se prezinte la instituția noastră în această perioadă pentru revizuirea dosarelor medicale vor fi anunțați și programați după data de 15 mai pentru revizuirea medicală. Deci până în 15 mai nimeni nu trebuie să prezinte la instituția noastră. Directorul Casei de Pensii Mara Mureș a afirmat că până la data amintită instituția nu va avea program cu publicul pe acest segment. Ne așteptăm la un aflux foarte mare de persoane după ce se termină această stare de urgență și ne vom relua activitatea, pentru că se va suprapune această activitate cu cei care sunt programați în perioada respectivă. Deci va fi o perioadă mai aglomerată. Pentru asta noi rugăm pe toți cei care trebuie să prezinte, să aibă răbdare și să urmeze indicațiile pe care le vor primi de la personalul nostru. Este foarte important să facem și această precizare. Plata pensiei nu se suspendă pentru această perioadă, este normal, este stare de urgență, deci nimeni nu rămâne fără pensie de invaliditate pe această perioadă.